Salutare! Eu sunt Virgil, iar acesta este primul episod dintr-o serie în care o să vă povestesc istoria românilor. Sunt sigur că lucrurile pe care o să vi le povestesc au mai ajuns pe la urechile voastre, poate chiar le știți, dar e bine să ni le mai amintim din când în când, mai ales atunci când ne enervăm citind știri despre imigranți. Ui are emigranți! Oh, how exciting! Putin, politicieni, alegeri. Și asta pentru că dacă istoria ne învață ceva, acel lucru este că ea se repetă, iar privind înapoi în istorie, poate reușim să evităm greșelile făcute în trecut. Eu nu pot să sper decât că o să vi se pară interesant această emisiune și poate o să vă dea de gândit. De ajuns cu introducerea, haideți să-i dăm drumul. Prima lecție, daci și romani. Teoretic aș fi putut să încep și mai din urmă, dar dovezile sunt atât de puține și atât de greu de interpretat, chiar și de istorici, arheologi, antropologi, tot felul de ologi, încât sper că mă scuzați că am ales calea cea mai ușoară și o să încep cu străbunii noștri dragi, cei mai cei, asta spuneau mai mult ei, iubitorii de Zamolxis, dacii. Ca mai toate popoarele timpului lor, getodacii erau de origine indo-europeană, adică tot felul de oameni care vorbeau o limbă comună, indo-europeană, un fel de engleză a timpului lor, cea mai cool limba a Europei în anii 4-5000 înainte de Hristos. Ei, și de asta le zice la toți indo-europeni, deși nu toți arătau la fel. Ei bine, în spațiul aproximativ al României de astăzi, dovezile arheologice și documentare arată că era o populație pe care unii au ales să o numească geți și alții daci, în funcție de locul în care trăiau aceștia. Deci, daci erau numiți cei care locuiau în Transilvania, iar geți cei care locuiau în Muntenia, Dobrogea până în Basarabia. Consensul este că dacii și geții erau un singur popor. Că erau traci însă, asta nu se mai știe atât de sigur. Se pare că cele două popoare erau doar înrudite, pentru că cercetări istorice mai recente arată că limbile, sau cel puțin cea mai rămas din ele, nu prea se potrivesc. Asta cu toate că istoricul grec Herodot, care a trăit în secolul 5 înainte de Hristos și de care sigur ne amintim de la orele de istorie, îi numește probabil la beție cei mai viteși dintre traci. Vă dați seama ce însemna să fii istoric acum 2500 de ani? Cât de precis puteai fi? E ca și cum aș lua-o eu pe jos spre țările nordice și apoi aș face un jurnal cu ce am văzut. Nu tu granițe, nu tu hărți, n-aș înțelege o boabă din ce se vorbește în jurul meu și apoi mi-aș da cu părerea că da mă, toți sunt la fel, vorbesc aceeași limbă. Să aibă copiii ce învăța în școli. Așa, deci ce putem să spunem e că nu știm sigur. Nu știu. Cu timpul însă, izvoarele istorice se înmulțesc și mai avem niște informații pe care putem să le punem cap la cap. Dăm skip câteva sute de ani, perioada în care getodacii noștri se bat cu tot felul de vecini, de foame, de plictiseală, conduși fiind de regi cu cele mai ciudate nume pe care o să risc și o să încerc să le pronunț. Zalmodegicos, Remaxos, Dromihete, Dromidet, Și iată că vine secolul 1 înainte de Hristos, iar cetodacii au chef de unire, cum avea Doina chef de inundații. Tu ce faci, mă, Doina, aici? Aveai chef de niște inundații? Nu aveam chef, da. Adică deloc. Dar cu Burebista nu-i de glumă. Ajutat de prietenul său, a toate iubitorul de Zamolxis, preotul de Ceneu, Burebista pune ordine printre getodaci și încă niște triburi care se aflau mai pe la periferie și printr-o reformă politico-religioasă bazată pe sobrietate, abstinență și ascultare de porunci, creează un stat atât de mare și puternic încât le dă furnicături chiar și romanilor care aveau dita mai imperiul. Ca orice strămoș de român care se respectă, Burebista are nevoie de o vilă nouă cu priveliște în care poate să-și agațe icoana cu Zamolxis. Așadar, părăsește capitala Argedava, astăzi undeva prin județul Giurgiu, și se mută mai la munte, la Sarmisegetuza. Dar pentru că dacii ne-au fost strămoși, deci ne asemănăm cumva, lucrurile bune n-aveau cum să țină prea mult. Cel mai probabil săpat de România TV și Antena 3, Burebista este asasinat în 44 înainte de Hristos. În același an ca și rivalul său mai popular, Cezar, căruia Brutus îi face cadou un cuțit în spate. Brutus? Brutus nu e aici. O altă legendă falsă, dar n-avem timp de detalii. Rămași de capul lor, getodacii dau ce butoaielor cu vin, cheamă lăutarii și dacia se sparge în opt. Deși din școală am rămas cu impresia că dacii își vedeau de treaba lor și s-au trezit cu romanii peste ei, ce-am făcut șefuiu?
ceea ce învățăm din orice bătaie dintr-o discotecă comunală din ziua de azi, e că problema nu e atât de simplă și Dacia trebuie să fie făcut ei ceva. Aflăm astfel din izboarele istorice că dacilor le cam plăcea să-i bate și să-i fure pe vecinilor de la sud care erau mai avuți și se aflau sub protecția romanilor. Se pare că dacii erau atât de enervanți precum un țânțar din ăla care te bâzie în continuu. Nu mor din cauza lui, dar la un moment dat te saturi și încerci să scapi de el. Timp de mai bine de 100 de ani, dacii și romanii se ceartă ca niște câini prin gard. Asta până când împărat la Roma ajunge Traian. Nu ăsta, cel din Nim. Ok. Văzând că treaba se împute, regele la zi Duras îi predă ștafeta lui Decebal și pleacă în Tenerife. Istoricul nostru Neagu Giuvara ne aduce aminte că pe el normal îl cheamă Decebalos, dar noi de lene îi zicem Decebal. Și eu la fel. Decebal deci pune osul la treabă și unește din nou pe getodaci, de această dată pe un teritoriu mai restrâns, cuprins între Tisa și Siret. Cu alte cuvinte, Decebal își dă seama încă de pe atunci că n-are rost să-ți bați capul cu moldovenii și lasă pe din afară. Intră în scenă Traian, unul dintre cei mai mari împărați ai Romei. Traian nu stă prea mult la discuții. Din două încercări, el cucerește Sarmizegetuza, îi pune pe daci cu botul pe labe, iar Decebal, ca să scape de întrebările incomode de la conferința de presă, preferă să se sinucidă. Pentru că și el ne este strămoș, Traian cheamă lăutarii odată ce se vede victorios și face o petrecere care se spune că a ținut 123 de zile. Se spune că le-a plăcut atât de mult, încât n-au mai plecat. Și ca să-l țină minte toți dușmanii, trântește în mijlocul Romei Dita Mar Columna, care îi poartă numele. Columna este opera binecunoscutului Apolodor, nu pinguinul, arhitectul, cel care a făcut și podul peste Dunăre de la Drobeta. Traian dărâmă vechea capitală și face una nouă în loc, Ulpia Traiana. Construiește drumuri, aduce coloniști și administrație romană, prin urmare o bună parte a vechii dacii, Oltenia, Banatul și două treimi din Transilvania, vor deveni provincia romană Dacia. Timp de cam 150 de ani, dacii sau ce au mai rămas din ei, pentru că unii au murit, alții au fost luați sclavi și o parte a fugit. Și coloniștii romanizați o duc bine. E o perioadă de bunăstare și relativă pace, asta dacă nu luăm în considerare jafurile și omorurile popoarelor vecine. Romanii au însă destul timp să care aur și argint de la Roșia Mondană spre capitala Imperiului, asta până în 271, când împăratul Aurelian decide să-și strângă jucăriile și să se mute mai la sud. Provincia Dacia însă nu dispare, ea doar este mutată în zona în care astăzi este Serbia de Est și Bulgaria de Vest. Ca un CEO bun, Aurelian a văzut oportunitatea de a-și reloca business-ul mai la sud. Lecție pe care au urmat-o probabil și cei de la Mioveni când și-au mutat o parte din afacere în Maroc. Rămase de capul lor, corceturile daco-romane abia acum dau de greu, pentru că sunt cu pantaloni în vine în fața năvălitorilor barbari care încep să vină valuri dinspre ei. Ce o să se aleagă de ei? Asta o să discutăm în următorul episod. Ăsta a fost primul episod și vă mulțumesc că v-ați uitat. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, apăsați butonul de subscribe și ajutați-mă cu un share. Aștept părerile și sugestiile voastre în rubrica de comentarii. Eu am fost Virgil și vă aștept data viitoare să mai discutăm ceva istorie.